Salutare Free Wheeler. Numele meu este Dan. Numele meu este Marcel. Astăzi vă vom vorbi despre ceea ce înseamnă freeboard. Știm că noi v-am obișnuit în ultima perioadă cu tot felul de gadget-uri pe care le puteți folosi atât în parc, cât și în mersul la muncă, gen trotinete sau de ce nu Master S2, care are și mâneri și ușor de transportat. Doar că astăzi o să vorbim despre ceva un pic mai complex și un pic mai apropiat de ceea ce înseamnă sporturile extreme. Înainte de a vă povesti despre ceea ce înseamnă freeboard, haideți să vorbim puțin despre măsurile de siguranță și mai ales despre ceea ce înseamnă să folosești o cască freewheel. Fără casca de protecție nu ai ce căuta la niciun sport extrem, la nicio senzație de adrenalină. Asta pentru că în primul și în primul rând trebuie să avem grijă de noi. Spuneam că freeboard-ul este un hibrid între skateboard și trotinetă. De ce este un hibrid? În primul și în primul rând pentru că roțile nu se virează printr-o metodă clasică pe care o știm, ca la bicicletă, ca la trotinetă, ghidonând, ci pur și simplu roțile virează la freeboard înclinând corpul. Marci o să vă arate și o să vedeți că nu este deloc complicat, chiar dacă la prima impresie avem senzația că este aproape imposibil. Spuneam mai devreme că freeboard-ul știe să fugă. E foarte adevărat. Freeboard-ul poate atinge o viteză maximă de 30 de km pe oră, iar ca și distanță parcursă, cu o singură încărcare de acumulator, noi spunem autonomie, undeva la 30 de km, ceea ce înseamnă că este suficient pentru o zi de distracție. Un alt aspect foarte important pe care îl regăsim la freeboard este display-ul, acel ceas pe care îl citim în timp ce ne deplasăm cu freeboard-ul. Ce ne indică acest display? Viteza instant, câți kilometri am făcut pe acel trip, câți kilometri are în total freeboard-ul de când a fost pornit prima dată, nivelul de baterie evident, precum și treapta de viteză în care ne aflăm în momentul respectiv. Dacă tot am vorbit despre măsurile de siguranță, vă povestim acum și despre ceea ce înseamnă sistemul de frânare pe care îl regăsim pe freeboard, un sistem complex de altfel, atât prin partea mecanică cât și prin partea electronică. Avem o frână manuală ce acționează un disc de frânare de pe roată din spate, dar și un sistem electronic de decelerare, de fapt un invers al ceea ce înseamnă accelerarea clasică prin rotirea sau prin ridicarea butonului de accelerare. Spuneam că freeboard-ul este construit pentru absolut orice vârstă. Asta înseamnă că am avut grijă atunci când ne-am gândit la utilizatorii și iubitorii de freewheel să-i punem freeboard-ului un sistem reglabil pe înălțimea al ghidonului, precum și un sistem de pliere al ghidonului, asta pentru a putea fi transportat cât mai ușor, bineînțeles, în portbagajul unei mașini. Și încă un lucru la care ne-am gândit este confortul și cumva siguranța celor ce vor fi destul de îndrăzneți încât să folosească un freeboard. De aceea folosim 3 roți gonflabile de 6,5 inci, precum și o placă mai mult decât dură, rigidă și rezistentă, dintr-un material ce se numește Tego. Cunoscătorii ar trebui să știe că e vorba despre un lemn stratificat extraordinar de rezistent, folosit de cele mai multe ori în industria audio.